Bună! Eu sunt Ana și pentru prima oară sunt aici să vă spun să nu veniți la librărie. Da, nu credeți că o să auziți asta, dar în momentul în care voi o să vedeți acest clip, librăria va fi închisă. Mă refer la librăria noastră fizică din Cotroceni, care între 1 și 8 septembrie este în vacanță. Deci nu veniți pentru că nu o să-l găsiți pe nimeni, doar cărțile care vă așteaptă din vitrină. Dar hei! Nu știu dacă știți, dar mai avem o librărie și anume librăria noastră digitală, site-ul www.asteroidulb612.ro, unde poate ați vizitat, poate n-ați vizitat, nu avem o canapea acolo, nu este chiar atât de cozy, dar avem foarte multe cărți, aproape toate cărțile din librărie sunt și pe site. Și pentru că noi nu vom fi aici, ne-am gândit să ne jucăm puțin pe site cu ocazia asta. Mai țineți minte când am făcut vânătoare de asteroizi pe rafturile noastre de aici și căutam asteroizii prin spatele cărților? O să facem un lucru similar, numai că nu vor fi biscuiți cu asteroid, vor fi niște coduri. Între 1 și 8 septembrie, pe toate canalele pe care noi comunicăm, o să găsiți ascunse în posturi, în poze, în diverse locuri în care poate v-ați gândit, poate nu v-ați gândit, câte un cod diferit în fiecare zi. Când intrați pe site și vă adăugați diverse cărți super în coș, la sfârșit veți avea un câmp care puteți aplica acest cod, iar fiecare cod o să vă aducă o surpriză. Pentru că o surpriză, nu o să vă spun ce este, dar o să fie o recompensă a efortului pe care l-ați făcut ascultându-ne până la sfârșit, pe mine în principiu. Deci, nu este vânătoare de asteroide, este vânătoare de coduri, e la fel de faină, vă invităm să ne vizitați site-ul și cu ocazia asta să vă familiarizați cu el, să scotociți prin rafturi și acolo și ne revedem după 8 septembrie și live. Pa!